Am revenit în studio pentru dezbateri electorale. Un parc de mașini aproape de faliment, autobuze numai bune de dat la fier vechi și șoferi de microbuze care încalcă regulile de circulație, dar și pe cele ale bunului simț. Transportul public din Chișinău nu are nicio legătură cu cel din țările civilizate și nici soluții viabile nu au fost propuse deocamdată. În această campanie electorală au fost lansate mai multe inițiative. Astăzi revenim la ele și încercăm să le alegem pe cele care sunt mai realiste, deci și mai credibile. Invitații acestei ore în studio sunt domnul Marcel Darie, candidat din partea Partidului Legii și Dreptății la funcția de consilier municipal, domnul Ion Ceban, candidat din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de consilier municipal, doamna Tatiana Niță, candidat din partea Partidului Social Democrat la funcția de consilier municipal și domnul Andrei Donica, candidat din partea Partidului Național Liberal la funcția de consilier municipal. Domnilor, bine ați venit la dezbaterile electorale de la Publica TV. Pentru început aveți fiecare rezervat câte un minut pentru a prezenta poziția partidului pe care îl prezentați în ceea ce privește dezvoltarea transportului public în capitală. Începem cu dumneavoastră, domnule Darie. Da, stimați alegători, bună ziua, sunt Marcel Darie, candidatul la funcția de primar din partea Partidului Legii și Dreptății. Vreau să spun că noi în programul nostru electoral avem trei puncte de bază: lichidarea corupției, diminuarea tarifelor și prețurilor și renovarea capitalei. Referitor la transportul urban în municipiul Chișinău, putem face o paralelă cu corupția, pentru că avem și noi un subiect legat de parcul auto din Chișinău. Am propus venirea unui investitor strategic primarului Chertoacă, care să încheie un contract de parteneriat public cu primăria municipiului Chișinău și, evident, o parte din tarif să fie, o parte din costul călătoriei să fie achitată din contul bugetului municipal, pentru că așa se procedează în toate țările civilizate. Acest proiect a fost respins și noi am adus documente care ne vorbesc despre corupție, despre faptul respingerii și vom vorbi mai târziu despre, vom dezvălui această schemă. Mulțumesc. Domnule Ceban, poziția Partidului Comuniștilor. Mulțumesc mult, bună seara, stimați alegători. Ceea ce este important, că în transportul public, la fel ca și în mare majoritate altor domenii, avem suficiente probleme, de la achiziții și terminând cu calitatea prestării serviciilor în acest sens. Ceea ce își propune PCRM și Igor Dodon la primărie este, în primul și în primul rând, să modernizăm parcul de autobuse și troleibuse, să extindem până în suburbii, deci aeroportul internațional Grătiești, Vatra, Cricova, rutele de troleibus, să investigăm cazurile de corupție care au loc în ceea ce ține de achizițiile nemijlocite a acestor 100 de troleibuse despre care tot se laudă astăzi Dorin Chertoacă și, evident, să avem o transparență foarte clară în procesul de achiziționare pe viitor. Ceea ce este de menționat, să facem regulă suplimentară, aș spune, în ceea ce ține de rutele private, mă refer la maxi-taxi. Atât pentru... Mulțumesc foarte mult, doamnă Niță. Bună seara! Astăzi, de 1 iunie, am fost martorii unui haos în Chișinău, din cauza că părinții și copiii au mers în centrele destinate copiilor, în zonele în aer liber și, spre regret, administrația din Chișinău nu a ținut cont că transportul public trebuie să corespundă acelor necesități a orașului. Partidul Social Democrat și echipa Partidului Social Democrat, în frunte cu Sergiu Coropceanu, propune un program electoral de orientare socială, care, de fapt, presupune și modernizarea transportului public prin instalarea acelor sisteme inovative GPS care vor permite control și monitorizarea acestui transport. Totodată, Partidul Social Democrat propune proiecte investiționale care, spre regret, de administrația, fost administrație, nu au fost efectuate pentru că aveau interese de a păstra microbusele și rutierele în Chișinău. Pentru că nu au ținut cont de faptul că troleibusele trebuiau să fie schimbate, autobusurile trebuiau să fie schimbate și acele rute care astăzi în suburbii nu ajung trebuiau să fie suficiente pentru acei locuitori a municipiului Chișinău. Mulțumesc. Domnule Darie. Da, bună seara. Stimați cetățeni, aș vrea să vă aduc aminte. După cum cunoașteți, înainte de alegere, noi permanent am, doamna Pavlicenco a organizat mai multe conferințe de presă, unde noi am atras această problemă mare, foarte mare problemă la noi cu transportul public. De fapt, din această structură,
se hrănesc foarte mulți politicieni, foarte mulți funcționari publici, fac tot posibil ca aceste structuri să falimenteze, ca pe urmă să o dea pe mâna unor cunoscuți, prieteni sau chiar să o procure dumnealor, cum se practică azi pe alte familii. Cea mai mare problemă la noi astăzi cu transportul, cu părere de rău, transportul astăzi nu aduce venituri în bugetul statului. Tot ce ajunge în bugetul statului, asta e, cum se spune la noi, printre degete. Nimic nu plătesc impozite. După cum știm noi, troleibusele n-au compostere electronice, microbusele, taxiurile, nimeni nu plătește astăzi cu părere de rău impozitele. Asta e cea mai mare problemă, după părerea noastră. Vă mulțumesc că... Domnilor, v-am pregătit câte o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Răspunsul nu trebuie să depășească un minut. Începem cu dumneavoastră, domnule Ceban, ca să nu începem cu domnul Darie. Întrebarea ține de parcul de autobuze, unde jumătate din mașini, 75%, sunt bune doar de fier vechi. Cum vede Partidul Comuniștilor soluționarea problemei cu înnoirea parcului de autobuze? Sunt două subiecte în acest sens importante de menționat. Primul, într-adevăr, pe cele 31 de rute care există astăzi în municipiul Chișinău, circulă sute de autobuse care corespund acelor criterii despre care ați menționat dumneavoastră, adică foarte proaste. Primul lucru care este de menționat aici este necesar de achiziționat autobuse noi. Și acest lucru poate fi cu participarea bugetului municipal făcut, și va fi făcut. Doi, trebuie dezvoltate parteneriate public-private, adică rutele private de autobuse pot fi, dar ele trebuie să se desfășoare în baza unui concurs foarte clar, nu într-așa hal cum se desfășoară în prezent. Vă dau exemplu ruta 22, unde domnul Iurie Topal, care este consilier municipal, candidat în consilier municipal din partea PL, deci are exclusivitate în acest parteneriat public-privat. Deci, practic, este un trafic de influență. Astea sunt două poziții. Bugetul municipal și parteneriatul public-privat transparent. Mulțumesc. Doamnă Niță, întrebarea ce se ține de respectarea regulilor de circulație de către șoferii de maxi-taxe și a regulilor de bun simț, așa cum spuneam ceva mai sus. Credeți că aceștia pot fi influențați cumva de autorități? Pentru că în ultimii 10-15 ani de când au fost create aceste rute de microbuz, situația pare să fi scăpat de sub control, controlul autorităților publice locale. De fapt, Partidul Social Democrat vede aceste microbuse ca să treacă într-o întreprindere municipală, pentru că astăzi aceste rute trebuie să fie mijloace de transport supliant, pentru că în orele de vârf trebuie să persiste autobusele și troleibusurile, iar microbusele să treacă în orele de zi, pentru că astfel diminuează și cheltuielile acelor parcuri urbane și de troleibuse și de autobuse, iar microbusele și calculează pasagerii în dependență deja de traficul pe fiecare străzi. Totodată e și normal ca antreprenorul care gestionează cu întreprinderea dată, trebuie să ții cont și de experiența șoferilor. Și asta nu este numai în microbuze, este și în companiile de taxiu și în companiile chiar însă și comerciale care, de fapt, prestează oricare altfel de servicii. Pentru că și noi, ca fiecare cetățean, încălcăm regulile și asta nu depinde de, să zic așa, de antreprenori sau depinde de careva alți factori. Depinde de experiența fiecăruia de noi și în oricare domeniu este nevoie de experiență. Ceea ce ține încă de microbuze, aș putea spune că fiecare antreprenor care are o companie de transportare a pasagerilor trebuie să aibă și un departament de spălătorii, pentru că confortul contează și astăzi noi plătim un preț, dar care nu ține de calitatea serviciilor. Mulțumesc, domnule Darie. Ce metode sau posibilități pentru dezvoltarea transportului urban vedeți în capitală, și aici mă refer la mijloace de alternativă, tramvai rapid, biciclete, metrou, credeți că pot fi dezvoltate în capitală? În primul rând, considerăm că pe străzile principale, dar care sunt mai mici, cum este Eminescu, Columna, Cogălnicianu, în primul rând ar trebui să existe un pavaj corespunzător, să corespundă zone istorice și s-ar putea să fie și tramvai, s-ar putea de mers și cu bicicleta. Considerăm că zona de centru totuși trebuie să fie interzis accesul transportului urban, trebuie de mers pe jos sau cu bicicletă. Cel puțin trebuie de creat așa o zonă în jurul străzii Ștefan cel Mare. Maxi-taxi trebuie să dispară treptat
în 2-3 ani ca mijloc de transport, pentru că este arhaic, depășit și în situația când de dimineață se stabilește un preț pentru acel șofer care, fără aparat de casă, cum a spus și colegul meu, seara trebuie să aducă acel venit, nu va fi regulă niciodată. Mulțumesc pentru domnul Donică. Majoritatea candidaților vorbesc și le promit locuitorilor din suburbii extinderea acestor rute spre Budești, Stăuceni, Sângera sau Codru. Care este poziția Partidului Național Liberal în ceea ce privește extinderea transportului public municipal în afara ariei orașului de astăzi? Noi considerăm că totuși până când nu se procede la parteneriat public-privat, ca primăria municipiului Chișinău ca să controleze strict aceste agenți economici. Practic, ei sunt agenți economici, tot sunt SRL-uri. Primărie de la rutiere astăzi, cu părere de rău, primește foarte puțin bani. Mai mult se spală prin SRL-urile care administrează rutele. Cu această problemă nu e așa de ușor de rezolvată, deoarece majoritatea administratorilor nu doresc rute care sunt în pierdere. Ei mai mult își aleg rutele care lor le convine. Deci se gândesc mai mult la acumularea banilor, mai mulți bani. Dar noi, primărie, organul, ar fi trebuit să se gândească în primul rând la toți cetățenii, în primul rând, cum să acumulez mai mulți bani în bugetul primăriei, dar nu să gândească la administratorii acestor SRL-uri, cum se face astăzi, cu păreri de rău. Toți sunt protejați. Vă mulțumesc. Mai departe, urmează câte o întrebare din partea fiecăruia dintre dumneavoastră către cei trei contracandidați care se află în studio. Întrebarea, vă rog, să se refere la transportul public și dezvoltarea, modernizarea mijloacelor de transport public din capitală. O să începem cu doamna Niță. Doamna Niță, pentru cine aveți o întrebare? Pentru domnul Ceban. Vă rog. Partidul Social Democrat intenționează să dezvolte transportul urban instalând semnale stop, unde troleibusurile și autobusurile trebuie să stopeze la indicația dată și totodată sisteme de navigare GPS, care permit controlul, monitorizarea și totodată controlul și șoferilor, care de fapt de multe ori încalcă regulile. Și întrebarea? Cum vedeți dumneavoastră? Vedem pozitiv acest lucru. Poate aveți alte soluții atunci? Completări? Nu avem completări. Eventual, trebuie să recunoaștem faptul că sunt necesare aceste transformări. Ele nu pot surveni chiar peste noapte, dar cu urmează timpul să fie găsite și mijloacele financiare pentru realizarea acestora. Dar să se facă în decurs de un an, doi sau chiar pe durata mandatului viitorul Consiliu, este bun acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Ceban, și întrebarea dumneavoastră, pentru cine este? Întrebarea mea pentru domnul Dunică. Vă rog. Am văzut la Vocea Basarabiei că ați discutat foarte aprins cu domnul Oleg Cernei, acuzându-l de cazuri multiple de corupție, inclusiv ceea ce se referă la transportul public. Cum comentați? Pentru că am văzut că mai nu s-a chemat poliția acolo. Probabil este deranjat pe leu de multiplele cazuri în care este acuzat, cu toate că vrea să scape cu fața curată. Da, așa este. În primul rând ne-am referit la ghiretele din centrul orașului, care, cu părere de rău, totuși, tot nu sunt instalate aparate de casă și control. Și astăzi pe lista Partidului Liberal este un administrator, sau mai bine spus, un proprietar care deține mai multe gherete în centrul orașului și în același timp și producător de kvas, este Igor Călin. De la aceasta totul s-a început. Domnul Cernei m-a rugat să spun lucruri concrete. Dumnealui a crezut că eu n-a să spun familia, n-a să spun și am spus. Referitor la troleibuse, am spus că astăzi domnul Morgoci prin regie transport electric de fapt acumulează foarte mulți bani. Nu s-a mai avut, nu cred că mai sunt astăzi țări asemănătoare ca Republica Moldova, unde troleibusul să plătească, cum se spune la noi, taxa zilnică, planul. Troleibusul ar fi trebuit să plătească astăzi atâta cât strânge de zi cu zi, numai prin aparate de casă electronice sau compostere electronice, dar nici de cum plan. Vă mulțumesc, domnule Donică, și întrebarea dumneavoastră pentru cine este? Eu pot să dau o întrebare domnului din apreciere mea, da, domnul Ion. Deci, spuneți-mi, vă rog frumos, referitor la dumneavoastră ați vehiculat informația referitor la
trolebusele achiziționate noi. Și în același timp aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, partidul dumneavoastră mulți ani a guvernat și a administrat primăria municipiul Chișinău, din ce cauze nici dumneavoastră nu ați dorit să instalați aparate de casă la trolebuse? Care e problema? Deci, începem cu sfârșitul. Foarte simplu. PCR-ul niciodată nu a fost și nu a avut primar în capitală. Deci dacă v-ați referit la domnul Ursu, care a fost pentru o perioadă de un an și jumătate și o altă perioadă pentru care a deținut cineva interimatul, deci domnul Ursu este de la AMN, a fost pretor, nu are treabă cu noi. Deci PCR-ul nu a avut primari, să spunem așa. Întrebarea numărul 2, foarte elocventă și am văzut că tot Dorin Chetoacă încearcă să fugă de la acest subiect. Iată, am în față monitorul oficial a României, prin care este foarte clar stipulată acea tranzacție, deci unde este foarte clar specificat acei proprietari, aceste întreprinderi prin care s-a făcut tranzacția cu procurarea acestor troleibuse. Noi, care deja sunt în stadiu de necesitate de reparație. Ceea ce este important și ceea ce vreau să menționez, tranzacția a fost făcută printr-o firmă terță, tranzacția a fost făcută cu încălcarea clară a procedurii de achiziții publice, tranzacția a fost făcută cu o diminuare, cu o mărire substanțială a costurilor, deci avem 101 în comparație cu 125. Au fost două întrebări de asta. Bine, 125 de întrebarea domnului Darie, pentru cine este? Pentru domnul Ciobanu, aș vrea totuși să ne spună clar referitor la maxi taxi. Rămân, le lichidăm, le reorganizăm sau le netezim pe cap mai departe și lucrează în municipiul Chișinău cu tot plan. Eu vă mulțumesc mult, doar că aș fi vrut să finalizez la subiectul pe care mi l-a adresat domnul Dunică. Deci ceea ce este important, avem un invoice prin care este clar arătată care este de fapt suma pentru care ar fi necesar să fie achitată. 1. 2. Avem oferta comercială prin care se spune că sunt 101.000 de euro pentru trolebuse de acest tip. Ori noi am plătit 125.000 de euro, repet, pentru o firmă terță, printr-o procedură de achiziții încălcată și mai mult decât atât, în acest context, noi, cetățenii, cei din numele cărora Dorin Cheptoacă a luat 13 milioane euro credit, de fapt, am dat în buzunarul cuiva 2,5 milioane euro și la aceste acuzații domnul Dorin Chetoacă până în prezent n-a putut să răspundă. Și nu răspund. Cel puțin face evazie. Probabil că ar trebui să le faceți, domnule Ceban, în prezența lui Dorin Chetoacă. Cu cea mai mare plăcere. Eu vreau, lipsește de aici în studio, eu vreau să vă spun că acest lucru a fost făcut, dar intenționat a fost deviat de discuția foarte des. De la... Aceasta este situația. Revenim după publicitate pentru a discuta pe marginea altor probleme ale municipalității în ceea ce privește dezvoltarea transportului public din capitală. Am revenit în studio și discutăm cu candidații la funcția de consilier municipal din partea Partidului Legii și Dreptății, domnul Marcel Darie, din partea Partidului Comuniștilor, domnul Ion Ceban, din partea Partidului Social Democrat, doamna Tatiana Niță și din partea Partidului Național Liberal, domnul Andrei Donică. Continuăm runda de întrebări pentru contracandidații dumneavoastră. Domnule Donică, întrebare pentru domnul Darie, doamna Niță. Pentru domnul Darie, fiindcă a întrebat despre rutiere și microbuze, dacă trebuie să fie lichidate, noi propuneam ca ele să treacă într-o întreprindere municipală și ca acestea să acopere acea necesitate pe timp de zi. Pentru că în timp de dimineață, în orele de vârf, creează doar ambutiaje și irregularități în traficul din Chișinău. Părerea dumneavoastră, exact. Părerea noastră este că maxi-taxi ar putea circula doar în locurile greu accesibile din municipiul Chișinău. Și varianta cu întreprinderea municipală, adică este o idee în urea, dar totuși noi am venit cu următoarea propunere. Vine un investitor strategic și erau câteva propuneri. Închei un parteneriat public și preia parcul auto, parcul urban de autobuse din Chișinău. Mai departe, se stabilesc clar prețurile în următorii ani la transportul public. Ceea ce nu ajunge, pentru că investitorul evident trebuie să-și recupereze investițiile, pentru că sunt enorme, trebuie să procure mai mult de câteva sute de autobuse de diferite capacități și ceilalți bani se întorc din bugetul municipal. Este clar, simplu și după asta acel parc funcționează după metoda
clasică de lucru, adică este medic, sunt trei schimburi, se opresc la fiecare stație, circulă în suburbii și așa mai departe. Și atunci avem varianta ideală ca și în orice țară europeană. Mulțumesc! Domnule Ceban, întrebarea noastră pentru cine este? Domnul Darie, doamna Niță? Haideți să vedem, doamna Niță. Deci, nu m-am uitat cu rău, m-am uitat cu pozitiv. Vreau să vă întreb, tindeți spre social-democrație, spuneți că vreți garanții sociale mai mari și tot bateți în noi care susținem acest lucru. De ce o faceți? De ce nu bateți în cei care, de fapt, implementează niște reforme antipopulare, antiumane până la urmă? Pentru că ați fost 8 ani de zile în care, într-adevăr, nu s-a simțit acea social-democrație, oamenii au ajuns astăzi în starea în care sunt datorită proastei guvernări a partidului dumneavoastră și ați avut 2 ani la dispoziție ca fiind în opoziție. Vreți să spuneți că acum e mai bine. Fiind în opoziție, păi suntem și mai rău decât a fost pe timpuri. Și mai rău. Și asta datorită faptului că nu ați dorit să aduceți oamenii într-o bună stare și într-o condiție de trai mult mai prielnică decât oamenii își doresc. Și totodată ați avut 2 ani în opoziție în care nu ați făcut nimic, ați stat în suspans și ați așteptat ca oamenii să-și dea seama că, de fapt, nici reforma liberală nu a fost cea potrivită. Bine, mersi. Mulțumesc și eu, doamnă Niță. Domnule Darie, întrebarea noastră pentru cine este? Este întrebarea pentru domnul Donică. Ați atenționat de mai multe ori despre fraude, despre corupție, în principiu, și noi am început această luptă cu conferințele de presă. Spuneți-ne, vă rog, cu ce v-ați confruntat în deconspirarea, depistarea acestor cazuri? Cum vă tratează jurnaliștii în această luptă? Sincer să fim, situația e foarte complicată astăzi, cu păreri de rău la noi în țară, referitor la mass media. Majoritatea televiziunilor sau posturilor radio, portalurilor de știri, cu păreri de rău, sunt controlate de politicieni, de funcționari publici și normal când unul, de exemplu, ca noi, care strigă în gură mare că cineva protejează un agent economic și nu pur și simplu strigăm, noi aducem dovezi concrete, filmări operative cu cameră video ascunse și așa mai departe, cum într-adevăr astăzi fură politicienii banii cetățenilor. Astăzi cel mai ușor de furat banii cetățenilor este prin evaziunea fiscală. Și cu părere de rău, acești politicieni care protejează acești agenți economici, prin metoda companiilor care prestează servicii de televiziune sau radiouri, stopează așa genuri de noutăți pe care le divulgăm noi. Mulțumesc, domnule Donică, și aveți o întrebare pentru cine? Pentru domnul Darie, pentru doamna Niță? Dar rugămintea mea ar fi, pentru că discutăm despre transportul public, să ne focusăm pe aceste probleme. Mai puțin bine, pe dacă cele am politice discutat și de neînțelegere între candidați. Domnul Darie, dacă am discutat de taximetriuri, vreau să vă întreb, cum considerați dumneavoastră? E normal așa că astăzi, de exemplu, fiecare taximetriu, adică fiecare mașină care prestează servicii de taxi, trebuie, conform legii, să achite în bugetul municipiului Chișinău 500 de lei. Noi avem peste 2500 de taximetriuri în orașul Chișinău. Dar astăzi, cu părere de rău, chiar în fața primăriei, chiar la intrarea primăriei, funcționează cel puțin 10 taximetriști ilegali. Și așa e împânzit tot municipiul de taximetriști ilegali. Da, funcționează și pe strada Eminescu, lângă Teatrul Eminescu, pe Ștefan cel Mare, la alte intersecții importante. Vreau să spun că problema cu taxiurile, în general, în Chișinău, absolut nu este reglementată, se acționează haotic. Noi am avut cândva un parc, adică un serviciu care, într-adevăr, avea un parc auto considerabil. Se lucra după o schemă de două-trei schimburi, era narcolog de dimineață și așa mai departe. În situația de azi, noi vedem șoferi tineri care creează accidente, care nu au experiența necesară, de la care elementar pute de dimineață, pentru că lucrează 24 de ore. Cel puțin nu au posibilitatea să se spele elementar, să fie pregătiți. Uitați-vă în ce haine lucrează acești șoferi, ce cultură au.
și s-au împânzit, este împânzit tot orașul de diferite taxiuri care nu eliberează bon de casă și care până la urmă, într-adevăr, practică evaziunea fiscală și totodată creează incomodități în municipiul Chișinău. Mulțumesc, domnule Darie, întrebarea noastră pentru doamna Niță. O întrebare despre parcul urban de autobuse. Totuși, ideea cu parteneriatul public de a nu transforma această, de a nu moderniza această întreprindere, dar de a o ceda, de a o concesiona unui investitor strategic care ar lua în mâini toată situația și ar plasa sute de autobuse pe rutele municipale. Cum vedeți această propunere? În această campanie electorală am vizitat parcul de autobuz numărul 2 din sectorul Botanica și vreau să vă spun că oferta Partidului Social Democrat a fost că, într-adevăr, acest parc necesită de o modernizare și anume prin mijloacele și unități de transport noi. De ce? Pentru că astăzi primăria poate să negocieze un preț foarte bun pentru aceste unități și există foarte multe companii de leasing care abia așteaptă să colaboreze cu statul. Adică este un parteneriat public-privat existent în Republica Moldova. Dacă până acum primăria nu a făcut acest lucru, a fost din cauza că proteja rutele și antreprenorii care gestionează microbuzele și așa mai departe. Adică lucruri care erau evidente, lucruri pe care nu au vrut să le facă nici Dorin Chirtoacă și nici administrația de până la dumnealui și lucrurile acestea trebuiau să fie făcute pentru că astăzi, într-adevăr, autobuzurile au câte 30 de ani de exploatare. Lucru care trebuia să fie ținut cont. Plus la aceasta nu există un confort în aceste autobuze. Trebuie să existe condiționer, trebuie să existe încălzire, trebuie să existe scaune normale pentru a nu-ți strica haina și iluminare și așa mai departe. Noi așa vedem. Chiar și acces pentru invalizi până la urmă. Exact, pentru că mai sunt și așa persoane. Nu există o legitate între bordură și strada însă și persoanele cu dizabilități nu pot intra. Trebuie să existe o marjă de minimum 30 cm. Vă mulțumesc, doamnă Niță. Domnule Ceban, întrebare pentru domnul Darie. Eu am auzit mai multe acuzații a domnului Darie la adresa domnului Ghimpu și partenerilor pe care i-are atât în primărie. Inclusiv în contextul a fost să ne referim la despre transportul public. Am vrut să concretizeze ce a avut în vedere, pentru că noi știm foarte clar ce a făcut cu legea cu privire la cazinouri și acele evaziuni fiscale în valoare de peste 6 milioane lei și până în prezent nu este deschis dosarul în acest sens. Întrebare destul de interesantă la organele abilitate. Aș vrea să dau un exemplu referitor la parcul urban de autobuse. Astăzi noi am venit într-o conferință de presă și am deconspirat o schemă prin care Mihai Ghimpu, fiind fondator la compania Eurosim, a mai deschis o companie numită Parstar Petrol, în care fondatori sunt partenerii de afaceri domnul Mihai Ghimpu, Ceban Veceslav, Aramă Iurie. Iar Ceban Veceslav este director la compania Parstar Petrol și director la compania Eurosim. Păi să fim atenți, Parstar Petrol a obținut privilegiat contracte cu toate întreprinderile municipale referitor la livrarea produselor petroliere. Și numai parcul urban de autobuse livrează, adică procură, circa 4 milioane de litri pe an, în bani însemnând peste 47 de milioane de lei. Nu s-a organizat un tender public, nu participă companii mari cu renume, pentru că închipuiți-vă că o firmă, o firmuliță care este înregistrată, apropo, în Cimeșlia, nu poate deservi cu calitate întreprinderile municipale cu rulaje de sute de milioane de lei. De aceea avem un exemplu concret de firmă căpușă și de fraudă și de furt din banul public. Vă mulțumesc. Doamna Niță, întrebarea noastră pentru domnul Donică. Fiindcă am atins tema persoanelor cu dizabilități și respectarea drepturilor acestora, Partidul Social Democrat a găsit într-adevăr o soluție pentru a crea acele regularități cu privire la respectarea infrastructurii și a delimitării dintre bordură și stradă, pentru ca persoanele cu dizabilități să poată folosi transportul public, pentru că și ei au dreptul să meargă la o instituție medicală, la o școală și, așa, și alte instituții de menire socială. Cum vede partidul dumneavoastră și în cât timp credeți că este real ca Chișinău nostru să ajungă un Chișinău european și accesibil pentru persoanele cu dizabilități? În primul rând aș vrea să spun că îți vă aduc aminte, dumneavoastră, că domnul Chirtoacă a promis acele troleibuse pentru persoane cu dizabilități. Cu părere de rău, nu s-a ținut de cuvânt și astăzi nu le vedem. Și mai mult ca atât, nu vedem acele 100 ceva de troleibuse, vedem 20 ceva câte sunt. Îmi pare din foarte... Da, din care s-au stricat. Vreau să vă spun că această problemă se poate de rezolvat foarte, foarte repede.
Unica ce trebuie să facă municipalitatea, să controleze foarte, foarte strict tot ce ține de bani. Adică toate incaserile, dacă noi instalăm în trolebuse, în toate trolebusele, composterele electronice, cum este în toată lumea, atunci noi o să avem banii controlați, toți banii controlați. Vreau să vă spun că astăzi un trolebus, dacă vă spuneam că 1700 de lei planul achită, sunt 250 de trolebuse. Adică în 30 de zile se acumulează 12.750.000 de lei în fiecare lună. Vă mulțumesc și întrebarea noastră pentru doamna Niță. Deci, referitor la maxi taxe, dacă dumneavoastră cunoașteți, probabil că avem aproximativ 1900 de rutiere în municipiul Chișinău. Cum considerați dumneavoastră? Nu ar fi trebuit de schimbat lucrurile puțin referitor la SRL-urile care le administrează, deoarece, după cum noi știm, astăzi fiecare rutieră plătește la administratorul rutii, cum sunt SRL, de exemplu, cum este și domnul Topală Iure, cum a stipulat dumneavoastră, Ruta Prim, da, achită 2200 de lei pentru rutier. Deci, dar în primărie ajung numai 800 de lei. 1400 de lei unde rămân? De asta și spuneam că cele 60, de peste 60 de rute care există acum în Chișinău trebuie să treacă în balanța unei întreprinderi municipale. Astfel, aceste activități ale rutierilor vor fi transparente. Oamenii vor vedea ce se fac cu banii ăștia și evident că ele vor ajunge în bugetul municipal. Totodată, această întreprindere va crea și un departament, o spălătorie, care va crea și un confort, o comoditate pentru pasageri, pentru că va fi un preț estimat, evident că nu 3 lei și nu 5 lei, așa cum se vehiculează astăzi că va fi, dar va fi un preț care va fi egalat cu calitatea serviciilor, plus la aceasta. Această întreprindere nu va deservi doar Chișinău, dar și suburbiile municipiului Chișinău, pentru că autobusurile existente acum în suburbii, ele vor fi folosite pe timp de ore de vârf, adică în dimineață și seara, când oamenii vin în Chișinău și când oamenii pleacă. Iar pe timp de zi circulă mai puțin pasageri, astfel diminuând cheltuielile, vom folosi acele rutiere. Sunt unități de transport care pot fi folosite în destinația specifică și nu trebuie să le folosim astăzi ca instrument prioritar al transportului public. Vă mulțumesc, doamnă Niță. Domnilor, mai aveți câte un minut fiecare dintre dumneavoastră pentru a prezenta câte un apel din partea partidelor care v-au înaintat la funcția de consilier municipal. Așadar, începem cu cine? Cu domnul Darie, vă rog. Da, mulțumesc. Stimați alegători, după cum ați observat, Partidul Legii și Dreptății și eu, candidatul la funcția de primar, Darie Marcel, am început o luptă grea, o luptă destoinică împotriva caracateței corupției din primăria municipiului Chișinău. Pentru că noi considerăm că dacă va fi stârpită corupția, va fi exclusă frauda fiscală, se vor diminua tarifele și prețurile și vom putea renova capitala. Vor putea veni investitorii strategici în Chișinău. Vor putea veni parteneriatele publice, pentru că acolo unde există parteneriat public, este foarte complicat să existe corupția. Acolo unde sunt contracte privilegiate din partea primăriei către agenții economici, care primesc sume fabuloase de bani în contul acestor companii, există delapidare de fonduri publice. De aceea vă îndemnăm să votați Partidul Legii și Dreptății, votați Marcel Darie, votați Leu. Vă mulțumesc, domnule Darie, domnule Ceban, apelul din partea Partidului Comuniștilor. Vă mulțumesc mult. Dacă ați văzut, stimați prieteni, colegi, stimați telespectatori, practic toată lumea vorbește despre ceea ce se întâmplă astăzi în primărie și câteodată vine cineva în fața ecranului și ne spune cât de curat și cinstit este în acest sens. Întrebați orice proprietar de rutieră, întrebați orice proprietar sau pe proprietarul parcului pe administratorul parcului de troleibuze. Întrebați pe cei care, de fapt, administrează aceste rutiere. Ce se întâmplă? Și o să vă spună că trebuie să plătești mită ca să obții o rută. Mai departe, aceste rute apar, iată, prin macăr și sunt revândute. Le puteți vedea chiar inclusiv cu prețul. Se fac atacuri rider. Mai mult decât atât, despre persoana care am vorbit, Iurie Topal. Vreau să vă spun că exact ca și în cazul Lucian Chertoacă, care a fost unicul beneficiar a extensiei de panouri publicitare. Acesta este unicul beneficiar a extensiei de rute, Ruta Prim, care este și un finanțator apeleului. Deci, vă invit să punem capăt acestor lucruri, să votăm pentru Igor Dodon și pentru echipa PCR de la primărie. Mulțumesc, domnul Niță, apelul din partea Partidului Social Democrat.
Stimați alegători, vă îndemnăm la 5 iunie să votați Partidul Social Democrat, deoarece vine cu o echipă de profesioniști, vine cu oameni ai faptelor care vă propun proiecte economice. Pentru că este foarte simplu să bagi mâna în buzunarul bugetului municipal și să cheltui acești bani. Și este mult mai complicat să găsești bani pentru toate necesitățile fiecărui locuitor al municipiului Chișinău. Partidul Social Democrat propune și proiecte investiționale de orientare socială care vor permite ca în parcurile municipale să puteți dumneavoastră veni și să profitați de cele zile de weekend pe care fiecare ni le dorim în aer liber. Partidul Social Democrat vine cu un om de cuvânt, vine cu Sergiu Coropceanu, care a promis asigurarea minimului de existență, pe care guvernul trebuia să le asigure, dar care nu le-a făcut. Și dumnealui vă asigură că acele 1400 de lei le veți avea începând cu accederea dumnealui în funcția de primar. Votați Partidul Social Democrat, votați simbolul național mărțișor, votați pentru Sergiu Coropceanu. Mulțumesc și ultimul mesaj din partea Partidului Național Liberal, domnule Donică. Mai întâi de toate aș vrea să mă refer la un din... Consider eu că foarte important să lămuresc această alegătorilor noștri. Partidul Național Liberal, suntem noi, membrii acestui partid, tot nu ne-am așteptat ca astăzi să ajungem la așa tipuri, ca să fim nevoiți să luptăm cu liberalii, cu liberal-democrații. Noi am sperat totuși că va fi o schimbare. Mulți cetățeni întreabă, de ce atacăm liberalii, de ce nu luptăm cu comuniștii? Stimați alegători, nimeni nu luptă cu comuniștii, nimeni nu luptă cu democrații sau liberalii. Toți luptă pentru acapararea puterii, pentru a controla piața economică. Astăzi, alianța intereselor economice au tot aceleași interese cum au avut și guvernarea precedentă, cu părere de rău. Nimeni nu se gândește la oameni simpli. Oamenii bogați, cu părere de rău, astăzi nu achită impozite. Noi, oamenii simpli, achităm impozite. Vă rog frumos, susțineți echipa Partidul Național Liberal. Votați Săgeată! Vă mulțumesc, stimați invitați candidați la funcție de consilier pentru aceste dezbateri electorale. Telespectatorilor le amintesc că mâine dezbaterile electorale continuă la Publica TV. Vom discuta despre reformarea administrației publice locale, dar și despre combaterea birocrației la nivel local. Rămâneți cu noi!